Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor la Exprim TV. Încheiem săptămâna de lucru cu o scurtă retrospectivă a celor mai importante știri ale începutului de an. Cele 8 fonduri de pensii private obligatorii active în România au ajuns la sfârșitul anului 2013 la un număr de 6 milioane de participanți, administrând active nete în valoare totală de 13,94 miliarde de lei. Randamentul mediu obținut de toate aceste fonduri în 2013 a fost de 11,75%, cea mai bună valoare din ultimii 3 ani. Agențiile de turism din România iau în calcul înființarea unei companii de asigurări sau crearea unui fond de garantare ca urmare a reticenței asigurătorilor în a mai acoperi riscul de insolvență. Cristian Bălănică va prelua funcția de director executiv al Campion Broker după ce anterior a deținut funcția de director general al Pireus Insurance Broker. Adunarea generală a acționarilor Asiron VIG se va reuni la sfârșitul acestei luni pentru a adopta majorarea capitalului social al companiei cu o sumă maximă de 80 de milioane de lei. Vă invit în continuare să trecem în revistă și principalele subiecte de pe 1asic.ro. Ce așteaptă piața asigurărilor de la 2014? Multe dintre așteptările pieței sunt atât de optimiste încât pot fi confundate cu speranțe. Creșterea economică, evoluția liniilor de asigurări property, viață și sănătate. Creșterea reală a pieței pe segmentele facultative, atenuarea inflației și eterna speranța unei mai bune absorpții a fondurilor europene. Ce anume își doresc liderii din piață pentru acest an puteți citi într-un amplu articol publicat astăzi pe 1asic.ro. Pagubele produse de catastrofele naturale în 2013 sub media ultimilor 10 ani. Inundațiile din Europa Centrală din luna mai și iunie au produs cele mai mari pagube economice la nivel global, în anul precedent, peste 15 miliarde de dolari, industria asigurărilor plătind despăgubiri în valoare de 3 miliarde de dolari. Acestea au fost știrile săptămânii la Exprim TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți un weekend minunat!